Salutare și bine v-am găsit la emisiunea de astăzi, intitulată Care-i prostul? Care-i prostul? De cultură generală pe scurt. În minunatul videoclip de astăzi, regulile sunt în felul următor. Care răspunde corect la întrebările celorlalți primește un punct, care răspunde corect nu primește niciun punct. Câștigătorul va pune pe pierzător să facă o provocare. Ok. Sunt 10 întrebări. Cine începe? Încep eu. Bine. Deci prima întrebare este așa. Când a început manga Dragon Ball? Anul. Când a fost prima oară publicată? Gen... Ok. Zic 2001. 1984. Ok. Noi am scris pe telefon și am și răspunsurile și de-aia ne sunăm așa. Cea mai mare țară prin care trece râul Brahmaputra? India. Greșit. E China. Ok. Treci prin India măcar? Da, treci prin India, dar China e mai mare decât India, da, din ce știu eu. Este. Care este cel mai vechi club de fotbal din lume? Nu știu care. Că o să zic unul italian. Greșit. Ai un englez. Fotbalul, exact. Da. Sheffield FC. Lol. FC New United. Da, ok, știu. În ce județ se află comuna Ip? Tulcea. Ce? Tulcea. Nu, greșit, Sălaj. Hai. Ok. Care este cel mai popular anime din 1998? Dragon Ball? Nu, Cowboy Bebop. Ce? Joacă pasta. Câți cai putere are cea mai puternică mașină și care e aceea? Dacă zici una, primești 0,5, dacă zici ambele, un punct. 1800 de cai putere. Greșit. Bugatti Veyron. Nu, este Devil 16, produsă de Arab și are 5000 de cai putere. The fuck. Exact. Ok, deci. Când a ieșit Promisii Spozii? N-am auzit în viața mea, o să zic 2006. 1828. 27. 800. 1827, da. Bă, aparent amândoi suntem foarte proști sau ne-am pus întrebări foarte grele. Da. De la ce vine acronimul SUV, SUV, adică? S-ar putea să iei punct de asta. Superman ultra veloce. Nu vede la Sports Utility Vehicle. Fine. Deci eu. Care este golul de semnaș cel mai frumos din istorie? Al lui Diego Maradona. Nu, al lui Zlatan. Din 2013. Cine a efectuat prima călătorie în jurul lumii? Mi-ai luat punctul. Cine a efectuat prima călătorie, da, în jurul lumii? Nu știu. Este, este, ai zis, nu știu, deci nu mai contează. Fernando Magellan. Ăla era. Deci el e foarte prost, ar trebui să-i scad un punct pentru asta. Nu există cu scăderi de punct. Așa. Câte versuri are Divina Comedie? Vreau exact. Te-am întrebat și eu, dar despre alta, dar mă rog. Dar te voi întreba. Nu știu, 120? 14.230. Câte strofe are poezia lui Șafărul de Mihai Eminescu? Trebuie să spunem că-s 98. Da, nu! Este, am un punct! Bă, dar cum a știut-o? Mamă, frate... Așa, deci hai că și tu cred că mi-e punctul aici. Care este originea maratonului? Grecesc. Greacă. Nu, adică de unde vine? Ah. Deci, cum s-a format maratonul? A. Cum s-a ajuns să se facă maraton? Vântul sau? Nu, gen evenimentul. Da, un mesager a alergat din, de la, nu mai știu unde, la Atena. Știu faza. Ai jumătate de punct dacă nu spui de, la, de unde a alergat. Dacă nu spun, nu mai știu. Dacă îmi spui de unde a alergat, de la, nu mai știu, de la Venus sau ceva de genul ăsta, de la zeitatea. Asta este răspunsul final? Da. De unde
De cuvântul maraton. De la orașul maraton la Atena. Alol? Da, deci okay, este jumătate de punct. Ai jumătate de punct. Tu ești. În ce an exact s-a născut regele Mihai I? O să ne iei punctul, cred. Deci 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3, quick maths. 1921. Corect. Yes! Ți-am pus întrebări ușoare. Am două puncte. Și la următoarea mea e punctul, garantat. Ce drepturi aveau femeile în Sparta? This is Sparta! Dreptul la luptă. Mă așteptam să faci mai bine. Nu, absolut greșit. La care? Același dreptul, același drept pe care îl aveau bărbații în afară de dreptul la luptă. Alo! Și să voteze. Bine, ce comentator sportiv a intrat pentru a 11-a oară în cartea recordilor cu un nou record mondial de cel mai lung strigat gol de 52 de secunde și 35? Lol. E din sportul tău, hai. Nu știu, nu știu comentatori. Ilie Dobre. Ce ai de morții tăi? Go. Zi. Tu. Ai, eu sunt. O să pierd acest challenge. Nu, pentru că ți-am dat un punct acum. Care este cel mai cel mai lung râu din Italia? Nu știu niciunul. Nu știu, ăla care trece prin Roma. Nu, e Po. Parma. Trebuie să te întrebi și mai multe din geografia Italiei. României, scuze. Tu ești. Da, bine, ok. Din ce este făcută peria din păr de camilă? Păr de cal? Nu, greșit. Dromader! Nu. Nici una păr de peperiț. What the fuck? What the fuck? De unde aveam ea peperiță în Egipt? Nu știu. Ok. Și de ce se numește din păr de camilă dacă e... Care, zi, care este primul nume al lui Mussolini? Știam. Jur că știam. A trebuit să știi pe asta. Cum dracu-l chema pe Chiliosul ăla? Stai, nu știu, Benito? Da. Este un punct jumat. Dar tot te bat pentru că am două. Da. Și nu mai am nicio întrebare. Nu? E ultima. Asta am fost ultima. După care animal au fost numite insulele Canare din Pacific? Canari? Nu. După căței. Fuck! Și chiar nu mai vrei să-mi dai și de jumătate de punct acolo, încă o întrebare de parte. Nu, este două puncte la un punct jumate. Ok, cred că o să mai punem încă 10 întrebări, oricum e foarte scurt. Oricum suntem foarte proști, da. Așa, revenirea. Mi-e pe modul cinema, gata, perfect. Deci, încă 10 întrebări de căciulă, ca să întreabă te partajăm, da. Care este cel mai urmărit cont de pe Instagram? Cristiano Ronaldo. Greșit, este chiar contul Instagram cu 327 de milioane de urmăritori. Vreau să verific. 387. Nu contează, contează. Dar realizez că Insta-ul nu se pune. Am zis cont, n-am zis persoană. Bine. Am pus întrebarea specială. Care e portarul cu cele mai multe goluri din istorie? Care a dat cele mai multe goluri? Da, și câte goluri a dat? Nu știu, habar n-am, o să zic 4 goluri. 131, Roger Roceni. What the fuck? Nu, n-aveam de unde să știu. Cine are cei mai mulți abonați din România și câți are? Jumătate de punct pentru ghicirea. Shelly cu 2.700.000. Greșit. Lulu Kids, care are 6.210.000. Ok. Zi. Adică eu. Care e animalul național al Scotiei? Lupul? Unicornul. Da, e unicornul. Vai de mine, unde se află muzeul satului din București? Mi-ai luat punctul, cred. În București? Nu, adică locul exact. La periferie. Greșit. În parcul Harry Strug. A, vreau să zic, Patrimon. Deci, când a murit Johan Cruyff? Nici nu știu, o să zic 1999. 2016. Bine, ok. Care este cel mai mare parc urban din România?
Băneasa? Greșit, aia e pădure. Da. Și e rezervație naturală, de fapt. De fapt, nici nu știu, oricum tot că ai răstrăuit răspunsul. Da. Da. A luat vreodată vreun portar balonul de aur și dacă da, cine? A luat. Cine? Nu ai rost să zic, deși n-am, nu cred. Greșit. Levi Așev. Jumătate punct. Bine. Ok, deci dacă nu mă înșel, este 3 la 2 sau 2 egal? 2 egal. Este 2 egal. 2 egal. Cine a spus Evrica? Nu sură de unghiile. Nu rădeam unghiile. Einstein. Greșit, Arhimede. Ala e, bă. Așa. Unde s-a născut Ungaretti? În Italia. Greșit, în Egipt. Ține bine, da? Da. Care este formula chimică a fulminatului de mercur? Pas. HgCNO2. Ok. Câte trofee a câștigat, câte trofee internaționale a câștigat Olanda? Niciunul. Greșit, 1. Jură-te? Da. N-a luat cel mai mult locul 2 prin 1960 ceva? Nu, în 1988 cred a câștigat campionatul european. Eu. Ce înseamnă acronimul, o întrebare mortoară, da? INRI. Pas. Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Următoarea, la următoarea, cred că o să-mi iei punct firar să fie. Cine are al șaptelea cel mai mare preț pe transfer market? Al șaptelea. Nu mă uit respectiv. În joc? În joc sau în viața reală? În viața reală. Nu știu, habar n-o să zic, Gareth Bale. Haaland. Haaland. Haaland, da, la întrebarea asta. Care este reședința județului Harghita? Cred că mi-a luat punctul. Reședința județului Harghita. Ce faci, mă? Alo, ce faci acolo? Asta. Ok, bine, hai. Reședința Harghita. Habar n-am, sincer. Miercurea Ciuc? A, la naiba, trebuia să știu pe asta. E? Da, nu știu, tot. Cum o cheamă pe fiica lui Stephen Hawking? Lucy Hawking. La naiba! Este, cam o carte scrisă de ea, este, bă! Da, știu, știu! Este! Bă, dar m-am gândit ceva, că nu, spunem trei țări prin care trece ecuatorul. Brazilia? Da. Peru? Unde-i Peru? Nici prin Peru nu trece, la limită de Peru se treacă. Fix la graniță cu Columbia. Bun, dar nu trece. Brazilia, Columbia? Ce ne simți? Da, și eu prost, da. Egipt, na. Nu, greșit. Las, nu te obosi. Ați fi vreodată de țara Ecuador? Ce? Da. Cine sunt principalele din promisii spozei? Nu știu, pas. Lucia și Lorenzo Tramalino. Ok, aici eu am scris încă două întrebări, nu știu pe care să ți-o pun, mi-e frică, hai că ți-o pun pe două. Câte lacuri, mare atenție, vulcanii cere România? Al meu 7. Greșit, numai unul, sunt Ana. Foc. Deci. Și ai cam pierdut. Ba nu, că mai ai întrebare. Eu nu mai am întrebare. Ba da. Mă rog, mai am una, mi-am pus-o de rezervă, dar asta era a 20-a, practic. Ba nu era, pentru că și eu mai am una. Bine, ok, hai. La câte ani a murit Stephen Hawking? 73. Greșit, 76. Firar să fie. Zi. Bine, ce tip de lac este lacul Iezer? Lacul Iezer? Da. Vulcanic. Greșit. Băi, ți-am zis că e numai unul singur în România și ți-am zis și care e și tu zici că e vulcanic. De unde să știu eu că lacul Iezer e în România? Da, cert, da, mă rog, e greu, e glaciar. Și papa. Naiba. Deci, care e prostul, am avut dreptate, el e prostul. Ai răspuns la trei întrebări. Ce? Ai răspuns care e la trei întrebări. Tu la două, deci ești mai prost decât mine. Da, asta înseamnă că ești prost. Bă, da. Bine, atunci. Care e mai prost dintre noi doi? Nu așa se numește misiunea. Nu faci dumneata ordine la mine, în birou! Ești croaca! Ce-o mânduacă ești croaca! Faci dumneata ordine! Prostul proștilor, care-i prostul
Care este cel Certe mai prost? Certe că el e mai prost decât mine. Da, ok. Și la ce întrebări mi-ai pus? Scuză-mă, frate, că... Da, că el... Deoarece minunatul meu GoPro s-a descărcat exact când ziceam ultimul cuvânt din ultima frază. Filmăm acum cu telefonul, oricum alea au fost întrebările, eu l-am bătut, vă las cu provocarea pe care el o să trească să facă. Presim că am zis o frază foarte greșit, nu știu. Trecem mai departe. Așa, trecem mai departe. Eu am fost David Petrovici pe YouTube și David Zin 124 pe Instagram. El a fost Jazz Mihai Niculescu, un puș normal pe Instagram. Are un canal de YouTube pe care nu postează și pe, de pe care nu se uită la videoclipurile mele, deși e abonat. Se simte vinovat. Ce să spuneți în ce an suntem? 2021. Deoarece și fiindcă GoPro-ul meu s-a descărcat exact când am zis ultimul lucru din filmul celălalt. Mersi că pui mâna pe cameră. Începem din nou. Ah, mai ține... Nu, nu, nu începem din nou. Mai țineți minte tipul ăla care a filmat prost? Deoarece GoPro-ul meu s-a descărcat fix când am zis ultimul cuvânt de la finalul înregistrării. Acum filmăm de pe telefon cu camera de selfie ca să mă văd și eu și să-l văd și pe el. Sper că v-a plăcut acest vlog. Dacă nu v-a plăcut, ghinion. Când ziceai din mine că-s prost. Da, când ziceam că... Vezi că ești din cadru dacă te mai duci mult încolo. Oricum nu vreau să te uiți la întrebările mele. Ok, mă stă pe pauză. Noapte bună!